Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă invit să vorbim despre ceea ce este neîndoielnic știrea zilei. Ați auzit, este peste tot informația asta. Ieri după amiază la Cotroceni, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că își depune CV-ul pentru postul de secretar general al NATO, adică șef al NATO. Și prima întrebare eu care nu cred. Vine în minte este dacă e ceva post cu jumătate normă sau... Dar nu, asta e o răutate, nu ne luați. Adică nu mă luați pe mine în seamă, serios, nu mă luați în seamă. Subiectul e serios, merită discutat. Nu o să fie simplu. Ca domnul Iohannis, nu mai zâmbim, ca domnul Iohannis să obțină această poziție, pentru că Statele Unite, Marea Britanie și Franța au anunțat că îl susțin pentru funcția de secretar general al NATO pe premierul olandez Mark Rutte. În NATO, în privința bugetului pentru apărare, a cheltuielilor militare, a puterii militare, Statele Unite reprezintă mai mult de jumătate din puterea acestei alianțe. Asta ca să înțelegeți care este greutatea. Și în principiu, Statele Unite, Marea Britanie și Franța sunt piesele, nici ce să spun, de calibru greu, mare. Adică sunt cei care, de fapt, decid în alianță. Pe de altă parte, decizia se ia în unanimitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, și România are votul său. Ca să înțelegem, funcția asta de secretar general este o funcție politică, nu este o funcție de comandă. Adică nu dă el ordine generalilor, nu mută trupele pe front, e o funcție politică și ca să înțelegem care este fișa de post, cât poate face și ce nu poate face secretarul general al NATO, iată, din descrierea oficială, propune teme de discuție în cadrul alianței, prezidează comisiile alianței, mediază eventualele controverse și dispute, este principalul purtător de cuvânt al organizației și o reprezintă în fața altor organisme internaționale și poate seta teme de interes. Adică, să spună, poate că ar trebui să ne concentrăm în direcția cutare. El prezidează niște ședințe. Dar pune și story-uri pe Instagram? Hai mă, nu fi rău. Nu pare genul domnului președinte. Adică de ce s-ar băga dânsul în așa corvoadă? Adică, după atâția ani de trai dulce, din ce știm noi, că acum poate ne mai înșelăm și dânsul rupe munca. Da. Cumva. În spate. Nu știu. Poate te bagi că... în așa ceva să mediezi alea, plus că nu cred că mai ai deplasări decât în țările NATO, care e vorba între noi. Nu o să așa, adică după ce ai fost, unde ai fost... S-a dus acum la matata. Deci în Letonia. Cine o să se arunce în Letonia, în Marea Baltică, în Marea Nordului, da, sau Marea Baltică, ce e acolo, strigând acum matata pe letoniană. Pe de altă parte, pentru zona de schi are câteva, Băi, sunteți, câteva creste bune. E important. Nu, serios, hai să... Să aibă Suedia ceva prețuri de inaugurare acum, că de bea oferte. Vă rog să nu vă lăsați influențați. Numirea secretarului general NATO se face pentru mandat de 4 ani prin consens între statele membre. Acum cred că sunt, după ce au intrat și Suedia și Finlanda, și sunt 32. Și Finlanda, am uitat. Desemnarea unui român în această funcție ar exprima de fapt o atenție crescută a NATO pentru flancul estic. Dar fiind o funcție internațională, este cumva... E ca în Uniunea Europeană, ca în Comisia Europeană. Adică comisarii europeni reprezintă interesele tuturor membrilor Uniunii, nu interesele țării din care vin. Avem și noi comisar pentru transporturi, pe doamna Adina Vălean. E comisarul Uniunii. Sigur că știe bine ce se întâmplă în România, sigur că mai poate să pună o vorbă bună acolo, dar obligația este față de interesele tuturor țărilor, nu doar față de interesele României. Totuși, un român la șefia NATO înțelege clar, înțelege mai bine problemele regiunii ca un olandez, Mark Rutte, nu? Despre, pe care îl susțin Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Apropo, despre Mark Rutte, domnul Băsescu spune că ar fi o variantă îngrozitor de proastă pentru țările din Estul Europei, pentru că nu doar că disprețuiește România și a făcut, citez, destul rău țării noastre, dar nici n-a făcut nimic ani de zile cât a fost prim-ministru Olandei ca să crească bugetul apărării acestei țări la 2%, cât se solicită, cât se cere prin apartenența la NATO. Și tot despre Mark Rutte, ziarul Financial Times scria zilele trecute așa și citez: Rutte ar bea o cafea și cu diavolul și probabil l-ar și îmbrățișa după aceea. Obișnuia să creadă că până și Putin este un tip bine intenționat. La deschiderea gazoductului Nord Stream 1 în 2011, Rutte rânjea, deși la acea vreme politicile sale de austeritate reduceau cheltuielile militare olandeze. Financial Times, foarte dur față de Mark Rutte. Ca atare,
Întrebare. Ce părere aveți despre candidatura președintelui României, Klaus Iohannis, la funcția de secretar general NATO? Credeți că are șanse? Îl susțineți? Credeți că e o idee bună sau nu? 0372069599. Vreau să comentăm această știre în dimineața asta. Sunați-ne, spuneți-ne care este opinia voastră, cum o vedeți, practic, și așteptăm și mesaje audio vină... pe 07 la, pe WhatsApp la 0728-3132. Vă rog. Număr la care au început să vină spontan reacții. Da. Deja. După România educată o să urmeze NATO în armată. Scrie cineva. Iar un alt ascultător spune că neața vrea să nu facă nimic și pentru ea să vadă și ei cum e. Da. Eu aș vrea să vă reamintesc faptul că totuși sub sau viziunea președintelui Iohannis în ultimii ani a dus la creșterea bugetului apărării în România peste 2%, spre 2,5%. Se fac achiziții militare, e adevărat foarte târziu, sunt multe lucruri care nu funcționează cum trebuie, dar președintele Iohannis, din punctul ăsta de vedere, a făcut ceea ce trebuia să facă. Acum, mai departe, nu știu, aștept opiniile voastre, încă o dată. 0372, ăsta citește mesaje și râde. Da, 0372. E un vizionar. 069599. Telefoanele voastre, opiniile voastre, vă așteptăm. Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat oficial intenția de a încerca să obțină funcția de secretar general NATO, că nu pot spune de candidat, că nu se organizează un concurs sau ceva de genul ăsta. Opiniile voastre, v-am întrebat ce credeți despre asta și dacă ar trebui susținut sau nu. 0372069599. Și mesaj. Neața de la Frankfurt. Păi măi Vlad, tu ceri pe ai tăi colegi că zâmbesc, că iau în derâdere această candidatură. Dar domnul candidat nu a râs de noi vreo două mandate, așa? Cam de toți, ce zici tu? Nu te supăra, dar da, în teorie e o candidatură importantă. Pentru România ar fi sau este un lucru bun, indiferent cine ar candida din partea oricărui partid. Efectiv, un român într-o astfel de poziție nu are cum să nu fie benefică, dar okay, să fim serioși, în ceea ce îl privește pe domnul pentru care eu am stat 7 ore și 40 de minute la coadă la Offenbach, Frankfurt, dăm voie să fiu rezervat și încă o dată, lasă băieții să râdă că el a râs de noi câțiva ani buni. O zi bună, domnilor! Mulțumim, mulțumim, mai mesaj. Hai să vorbim cu Marian, bună dimineața. Salut, Marian. Salut. Bună dimineața, domnilor. Da, te rog. Ce le recomandă pe președintele nostru să fie șef la NATO este un foarte bun deschizător de terenuri de golf. Ar trebui să scrie în CV-ul lui că nu călătorește decât cu avioane private. Așa este un foarte bun agent imobiliar. A sustrat o casă și trebuie să dea cei 320.000 de euro înapoi, dar se pare că în nesimțirea lui el uită de ce a făcut aici. Încă nu s-a terminat de fapt procesul respectiv, adică proprietatea nu... Păi nu o să se termine niciodată, o să se termine când o să se termine și cu el. Asta e, da, eu îl recomand pe domnul Iohannis. Da, să înțeleg că nu ești de acord. Păi așa cum pare. Să fiu de acord, domnul meu, că și-a bătut joc de noi 10 ani de zile și acum se duce acolo și ce să facă? O să le zică, cu ce începeți? Cu două rândunici. Care că sunt patru? Cele mari sau cele mici? Mulțumesc mult pentru intervenție. Mulțumim, Marian. Hai să încercăm și o abordare serioasă. Salut, Cristi. Salut, Cristi. Neața. Bună dimineața, bună dimineața. Te rog. Lăsăm la o parte toate glumele care se fac despre domnul președinte. Da, exact. M-aș orienta un pic totuși pe politica externă pe care a dus-o și eu consider că singurul eșec, sau mă rog, semi-eșec pe care îl are este partea de Schengen, care n-a ținut 100% de el. Iar da, în ceea ce privește candidatura domnului președinte, consider că dacă ar reuși, cu toate că am mari semne de întrebare, dacă ar reuși, România ar deveni mult mai relevantă la nivel internațional. Mm-hmm. Da, interesantă abordare și cred că este foarte corect ceea ce, ceea ce spui. Vă mulțumesc că mi-ați dat voie să-mi iau... Cu mare drag, oricând. Mulțumim, Cristi. Sigur. Cătălin e cu noi, bună dimineața. Te rog, Cătălin. Bună dimineața, bună dimineața. Sper că mă aud. Da, sigur că da.
Bun, ar trebui să plecăm de la premisa că în momentul ăsta România totuși are un secretar general adjunct al acestei alianțe. Da, este una dintre întrebări, dacă o țară, după ce a deținut totuși o funcție la vârful alianței, politică, desigur, timp de atâta, adică pentru atâta timp ar putea să obțină încă una și mai bună. Evident că există o stare de nemulțumire și din ceea ce au vorbit colegii din dinaintea mea, da, exact, colegii din dinaintea mea, se vede că noi, ca români, suntem cumva nemulțumiți de politica pe care a dus-o președintele nostru în anii ce au trecut. Poți să fac o paranteză aici? Poți să fac o paranteză? Sigur că președintele Iohannis nu este prea iubit acum. Dar vă atrag atenția că totuși orice politician după două mandate și 10 ani aflat la conducere se erodează teribil și sunt, eu nu știu ce politician își poate termina două mandate care însumează 10 ani la o cotă de popularitate ridicată. Adică să-i dăm și asta. Da, bine, dar sunt niște proiecte ratate, cum ar fi România Educată, pe care a invocat-o altcineva, că despre care nu putem să spunem, mă rog, că a fost o reușită și statisticile ne arată. Una peste alta, singurul argument pe care aș putea să-l susțin este faptul că un român totuși poate obține poziția asta de secretar general al NATO și cred că ar trebui să susținem lucrul ăsta. Trebuie să mai plecăm de la premisa că totuși nu secretarul general al NATO impune politica NATO. Și atunci ar trebui să avem încredere totuși că nemulțumirile din politica internă n-ar trebui să le regăsim și în politica NATO pe viitor. Da. Deci da, dacă e să mă întrebați pe mine, eu aș susține totuși, l-aș susține pe președintele nostru în obținerea acestei poziții. Mulțumesc. Mai am un comentariu aici. Acum depinde și de unde privești. Sigur că pentru foarte mulți dintre români o alianță între PSD și PNL, așa cum s-a întâmplat sub bagheta domnului Iohannis, este ceva totalmente nenatural. Sunt foarte mulți oameni care au fost dezamăgiți de aceste eforturi făcute de președintele Iohannis de a alătura două partide care teoretic nu au discursuri și doctrine și ideologii totalmente diferite. Partea pozitivă a acestei alianțe, dacă vreți să fiu avocatul diavolului, știți că nu îmi place această alianță, dar partea pozitivă a ei este că a oferit României o stabilitate politică excepțională într-o perioadă de criză teribilă și economică, și criză de sănătate, și mai ales în contextul războiului de la graniță. Da, dar s-ar putea să o încheie cu eforturi mari din partea noastră. Avem și un mesaj. Cred că singura preocupare a lui Iohannis în această funcție va fi să-i mai dea o șansă lui Putin. Că are experiență ce la spuneam. Exact ce spuneam, da. Bun. Mulțumim, mai sunt telefoane, din păcate nu mai avem timp. Subiectul o să continue cu sigur. Adică mă aștept să fie comentat în fel și chip zilele următoare. Mi se pare fascinant și vreau să spun asta, cum Klaus Iohannis reușește mereu să se plaseze în poziția în care trebuie să-l susții pe el, pentru că alternativa e mai proastă. A făcut-o în primul tur de alegeri prezidențiale, în prima rundă de alegeri prezidențiale, când alternativa era Ponta. În a doua parte a alegerilor, când, pentru al doilea mandat, când alternativa era Viorica Dăncilă, acum alternativa este Rute, care, așa cum spune Traian Băsescu, disprețuiește România. Băi, din punctul ăsta de vedere, Klaus Iohannis este un super meseriaș. Mereu se plasează în această poziție în care trebuie să-l alegi pe el, că alternativa e mai nasoală. La final vreau să vă spun că cineva s-a prins de foarte multă vreme de felul cum gândește Iohannis. Și avem o dedicație în direcția asta de la Micuțu, dacă mai țineți minte momentul ăsta. Nu înțelegeam eu de ce e Iohannis atât de relaxat la întâlnirile alea pe care le are la NATO. După aia mi-am dat seama că el în pauzele alea de vorbire, el și gândește, știi? Și de fapt în mintea lui așa e, România... Are 2000 gurme, ești de mână. Este un aliat puternic. Cu 2000 gurme, băiată, hai că unde să vină rușii, că trimitem alea, țumbu-țum, bun-țum. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.